să vin în fața dumneavoastră cu o problemă administrativă și o problemă care cu siguranță va găsi ecou în rândul târgoviștenilor. Este o problemă pe care eu, ca și primar al municipiului Târgoviște, din păcate nu am putut să o rezolv. Și nu am putut să o rezolv nu datorită faptului că nu am știut sau nu am vrut, ci pentru că nu se putea din punct de vedere legislativ. Este vorba de una din principalele probleme ale târgoviștenilor, dar și ale românilor. Câinii fără stăpâni. Ce facem cu ei și cum putem să contracarăm efectele nedorite pe care le dau sutele și miile de câini fără stăpâni aflate pe raza municipiului Târgoviște. Câini aflați pe raza municipiului Târgoviște. Este o problemă pe care fiecare dintre dumneavoastră a resimțit-o și nu odată. Este o problemă care are nevoie în acest moment în România de o rezolvare. Și acum vă vorbesc ca și primar și ca și membru al Asociației Municipiilor din România, alături de ceilalți colegi primari de municipiul reședință de județ, dar nu numai, am încercat să facem numeroase demersuri către Parlamentul României pentru a putea să găsim o soluție legislativă la această problemă stringentă pe care țara noastră o are. Vă repet, este vorba de o problemă pe care o au toți primarii din România și care încă nu are o soluție legislativă. De această dată, candidații ALDE de Târgoviște pe care îi aveți în față sunt gata să vină și să plece de la Târgoviște cu un proiect legislativ care ar putea să rezolve o mare problemă a României. Este un proiect pe care îl susțin cu toată tăria. Este un proiect de care Târgoviștea, Dâmbovița și România are nevoie. Are nevoie de o lege. Iar legea o fac și o dau parlamentari. Sunt sigur că cei doi colegi și buni prieteni ai mei, Florin Popescu și Adrian Rădulescu, odată ajunși în Parlamentul României, vor pune în practică ceea ce astăzi, ideea care astăzi se naște aici, la Târgoviște. Vreau să vă spun că eu cunosc această problemă, târgoviștean fiind, problema câinilor comunitari, și prin prisma faptului că și în fața casei mele este o haită de 12 câini, și de nenumărate ori am încercat să rezolv această problemă, însă legislația actuală nu ne permite. Totodată, fondurile insuficiente pe care le are administrația locală, primăria sau Consiliul Județean, nu permite rezolvarea în condiții civilizate, europene, a acestei probleme. Există haite de câini agresive, care atacă atât copiii, cât și oamenii în toată firea, vârstnicii. Există sute și mii de persoane care sunt mușcate, unele chiar mor anual, ați văzut ceva la televizor, cazuri celebre de persoane care au fost atacate de câini și care au necesitat spitalizare sau chiar au murit. Vreau să venim cu o lege prin care să reglementăm situația juridică, prin care primăriile să poată fi obligate să înființeze servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpâni, care vor organiza și gestiona o bază de date a câinilor și care vor curăți străzile de câinii vagabonzi. Eu, prin excelență, trebuie să înțelegeți că sunt un iubitor de animale. Eu acasă am 3 câini. Da? Deci susținem în totalitate această lege și este prima cu care probabil vom, în noul parlament, dacă vom fi aleși, vom începe periplul nostru legislativ, ca să spun așa. Încă o dată îl asigurăm pe domnul primar că împreună suntem o echipă cu toții. Suntem o echipă care cu siguranță nu vă va dezamăgi nici pe dumneavoastră, cei cărora mă adresez acum, mă refer la electoratul care urmează să ne voteze, și nici pe dumneavoastră, cei din presă, care cu siguranță ne veți taxa tot timpul pentru ceea ce promitem și nu vom face. Chiar astăzi vom începe, chiar aici, să strângem semnături pentru susținerea acestui proiect de lege și cred că este normal ca primul să semneze pentru acest proiect de lege primarul municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga. Și eu o să semnez primul acest apel cu susținătorii proiectului de lege privind gestionarea câinilor comunitari, inițiat de candidații ALD pentru Camera Deputaților Florin Popescu și pentru Senat Adrian Rădulescu. Cu sprijinul, evident, al meu ca și primar. Vreau să vă spun că dacă fiecare parlamentar într-un mandat a rezolvat o problemă a României, în 4 ani de zile lucrurile ar fi mult mai bune.
450 de probleme ar fi rezolvate. Pot să completez și eu că pe un mandat foarte scurt de numai un an am câteva inițiative legislative, unele transformate în lege și unele care sunt la vot final. O să vă rugăm și pe dumneavoastră, jurnaliștii, dacă considerați că această lege este necesară, să semnați pentru susținerea ei.